Ministerul de Interne și alte instituții responsabile de asigurarea securității intră în regim sporit de alertă. De asemenea, vor fi intensificate controlele în zona de securitate și la frontiera de stat. Decizia a fost luată în această după-amiază de Consiliul Suprem de Securitate, în contextul exploziilor de ieri și astăzi din regiunea transnistreană. Conducerea țării susține că situația este monitorizată permanent și cheamă moldovenii la calm. Măsurile luate de Consiliul Suprem de Securitate au fost anunțate de președintele Maia Sandu. 1. Creșterea intensității verificărilor circulației în adiacența zonei de securitate. 2. Creșterea intensității patrulării și verificărilor pe teritoriul Republicii Moldova și la frontieră. 3. Creșterea nivelului de alertă în ceea ce privește securizarea obiectivelor de infrastructură critică. Și 4. Creșterea nivelului de alertă a tuturor instituțiilor responsabile de asigurarea ordinii publice și securității. În această dimineață, pe teritoriul localității Maiac din raionul Grigoriopol au fost distruse două antene de radiocomunicație. Exploziile au avut loc după ce luni sediul așa zisului Minister al Securității din Tiraspol a fost ținta unui atac cu grenade. Cele trei focuri dintr-un aruncător de grenade au fost trase aseară în jurul orei 17. Din fericire, victime nu au fost înregistrate. Mai multe geamuri au fost sparte la etajele superioare. Imediat după incident, zona a fost încercuită de milițienii locali, iar la fața locului au ajuns geniști, pompieri și medici de la urgență. Analizele noastre la această oră arată că există tensiuni între diferite forțe din interiorul regiunii interesate de destabilizarea situației. Acest lucru vulnerabilizează regiunea transnistreană și creează riscuri pentru Republica Moldova. Condamnăm orice provocări și tentative de a atrage Republica Moldova în acțiuni ce pot pune în pericol pacea în țară. Șeful statului susține că autoritățile de la Chișinău vor urmări în continuare cu vigilență evoluțiile din regiune. Acest teritoriu este al Republicii Moldova, iar acolo locuiesc cetățenii noștri. Pacea, apărarea vieții și bunăstării cetățenilor este prioritatea noastră. Republica Moldova nu planifică și nu desfășoară o blocare a regiunii transnistrene. Rămânem deschiși să continuăm dialogul pentru soluționarea conflictului de regiune într-un mod pașnic. Potrivit președinției, în prezent, comunicarea cu partea transnistreană are loc prin intermediul OSCE. Până la sfârșitul acestei săptămâni este anunțată și o misiune a Organizației Internaționale în Republica Moldova.